Veniți de primiți lumină. Să lucre, atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. A ăștia zicând a șchipat jos și-a făcut cină, din șchipece și-a uns cu cină ochii orbului. După aia i-a zis,
merge ce spală în scăldătoarea Siloamului, care se tâlcuiește trimesc. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând, iar vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era orțășeau, nu este ăsta, al șeșăgea și șerșa. Unii zișeau, el este, alții zișeau, nu este el, numai seamănă cu el. Dar ăla zișea, eu sunt, deci zișeau, cum ți s-au deschis ochi? Așel a răspuns, omul care se numește Iisus a făcut cine? A uns ochii mei și mi-a zis, mergi la scăldătoarea Siloamului și ce spală. Deci ducându-mă și spălându-mă am văzut. Zisau lui, unde este ăla? Și el a zis, nu știu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb și era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut cină și a deschis ochii. Deci iarăși îl întrebau și farisei cum a văzut, iar el i-a zis, cine a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd? Însă unii dintre farisei zișeau, acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar alții zișeau, cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Și era dezbinare între ei, au zis deci orbul iarăși, dar tu și-ți zici despre el că ți-a deschis ochii, iar el a zis că proroc este. Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb și a văzut până și n-au chemat pe părinții celui și vecea. Și i-au întrebat zicând, ăsta este fiul vostru, despre care zișeți că s-a născut orb, deci cum vece el acum? Au răspuns însă părinții lui și a zis, știm că ăsta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vece el acum, noi nu știm. Oricine i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, vă vorbi singuri spre el. Aștia le-a spus părinții lui, pentru că se cemeau ce iudei, căci iudeii pusese acum la cale, că dacă cineva va mărturisi pe el, că el este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De-aia a zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el. Deci au chemat adăoara pe omul care fusese orb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul ăsta este păcătos. A răspuns deci ăla, dacă este păcătos, nu știu, un lucru știu, că fiind orb, acum văd. Deci i-au zis, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Le-a răspuns, v-am spus acum și n-ați auzit, ce voiți auziți iarăși, nu cumva voiți și voi să vă faceți ucenicii ai lui. Și l-a ocărât și i-au zis, tu ești ucenic al aceluia, iar noi suntem ucenicii ai lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a vorbit cu Moise, dar ăsta nu-l știm de unde este. A răspuns omul și le-a zis tocmai, în asta stă minunea, că voi nu știți de unde este, iar el mi-a deschis ochii. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar dacă este cineva și este torge Dumnezeu și face voia lui, pe ăsta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orgii naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Au răspuns și i-au zis, în păcate ce-ai născut tot și tu ne înveți pe noi. Și l-au dat afară, auzând Iisus că l-au dat afară și găsându-l a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a zis, dar cine este Doamne ca să cred în El? Și a zis Iisus,
L-ai și văzut al ce vorbește cu cine, ala este, iar el a grăit, cred, Doamne, și s-a închinat lui. Zise Domnul către ucenicii săi, păziți-vă ce oamenii, pentru că își vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi și în temnițe, ducându-vă la împărat și la dregătorii pentru numele meu, și va fi vouă prilej de mărturisire. Puneți, deci, în inimile voastre să nu ghingiți de mai înainte și veți răspunge, că eu vă voi da gură și înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunge, nici sta împotriva toți potrivnicii voștri. Și veți fi dați și de părinți, și de frați, și de rugenii, și de precini, și vor omărâ pe unii dintre voi, și veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar nici un păr din capul vostru nu va peri. Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Care cinstește, are ca ocrotitor, apărător și împlinitor a rugăciunilor, ducător la tronul Tatălui Ceresc, pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul. Este o bucurie deosebită, pentru că Sfântul de astăzi a căzut într-o zi de duminică, în care putem să fim mai mulți împreună, în unitate de rugăciune, aici, în biserica dumneavoastră, care de la lună la lună, de la zi la zi, am putea să spunem, se înfrumusețează cât mai frumos, mai arătos, spre bucuria celor care vin și găsesc pentru o clipă liniștea sufletească aici, pentru cei care din ce în ce, mai mulți, număr mai mare, vin și aduc aici rugăciune, atât în fața icoanei Maicii Domnului, a Mântuitorului, cât și a ocrotitorului Sfântului Ioan Valahul. Este numit așa Sfântul acesta, sau Sfântul Ioan cel Nou, sau Ioan Valahul, pentru că el a pătimit și a dus sfârșitul său mucenicesc, după 1453, după ce cetatea Constantinopolului sau Țarigradul căzuse sub stăpânirea turcească, și când în aceste zone și din părțile de aici și, din, și de la sud și de la nord de Dunăre, turcii, care erau o mare putere a lumii de atunci, cucereau și stăpâneau aceste ținuturi, luându-le biruri, nu numai materiale, ci și biruri sufletești. Sfântul este numit și Valahul, pentru că el era din părțile Vlahiei de astăzi,
așa cum se numea țara românească, care era mult mai mare decât hotarele ei de astăzi, și la nord și la sud de Dunăre, se numea țara Ungro-Vlahiei sau Vlahia, și care un cuvânt este folosit mai mult astăzi la dumneavoastră în aceste ținuturi, arătând că românii care sunt aici poartă numele de Vlahi sau alte diminutive din acest cuvânt. În părțile noastre, datorită evoluției academice a limbii, s-a pierdut folosința uzuală, adică mai deasă, a cuvântului de Vlahi, însă a rămas în anumite acte oficiale, în special în biserică, care biserica românească a ținut mult mai mult la tradițiile și la obiceiurile pe care le-au avut moșii și strămoșii noștri, rămânând ca Mitropolia Țării Românești să se numească până ziua de astăzi Mitropolia Vlahiei sau Ungro-Vlahiei, de care are reședința la București și este, prea fericitul Părinte Daniel, este patriarhul Bisericii Românilor de Pretutindeni, pentru că numai așa, într-o unitate, păstrându-și identitatea, credința, ființa, limba, în special limba pe care au vorbit-o toți românii, au reușit ca să ducă mai departe ființa și credința poporului român. Sfântul pe care îl prăzim astăzi și care este ocrotitor, încă o dată subliniez, al acestei biserici, a pătimit de la vârstă fragedă. El a fost prins la vârsta de 15 ani. Se cunoaște anul morții sale, 1662, când a fost omorât la Constantinopol. La vremea aceea, în părțile Țării Românești, era domnitorul oarecare Migna Vodă, s-au numit Turcitul, de care era urmașul lui Matei Basarab, care fusese un om destoinic, atât în credință, cât și în faptele mărețe pe care le realizase. Și venind acest Migna Turcitul, așa a rămas numele lui, deși el în fața poporului român venea și spunea și la turci, spunea că el s-ar trage de neam românesc. Adevărul este că el era de neam grec, era un om care parvenise urcând, era foarte dornic de mărire și de agoniseală a unui câștig de bani cu care să satisfacă el anumite pofte de măreție, de să ajungă în demnități înalte, plătind fie anumite dări la înalta poartă, ca să-l pună în anumite funcții. Și așa treptat, deși s-a dovedit că el a fost la turci și a trăit în credința mahomedană, turcească, a islamului, a venit în părțile noastre și a pus biruri pe care trebuia să le ducă la înalta poartă. La un moment dat, nu a mai plătit aceste biruri și încerca să le oprească pentru el. Motiv pentru care turcii s-au supărat pe el și au pornit cu oaste ca să-l dea jos. El ajunsese ca domnitor al Țării Românești. Așa a rămas în istorie ca Migna Vodă Turcitul sau cel cu credința turcească. Și atunci turcii, venind în țara aceasta, el de frică, deși în prima fază câștigase câteva bătălii, a fugit înspre părțile din nord, spre munți, prin cărări neștiute, și nu l-au găsit turcii. Dar supărându-se, coborând prin părțile, încercând să-l urmărească pe el prin țara românească, spre Transilvania, prin defileul Jiului, ei nu l-au găsit și ca supărare turcii au început să adune foarte mulți copii care îi luau să-i ducă la oastea lor și luau numai pe cei care erau foarte bine, arătau foarte bine din punct de vedere fizic al înfățișerii și îi treceau în credința lor. Așa se face că din prin părțile acestea de aici, de la nordul Dunării, au luat și pe acest tânăr Ioan, care era un om foarte frumos la chip, un băiat foarte frumos și foarte
crescut fizic, așa arăta foarte bine, încât în cei care îl luaseră acolo, care l-au prins, erau și anumite persoane care erau cuprinși de patimă din aceasta a firească, nefirească, încercau să-l bajocorească. Încât unul l-a cumpărat, unul dintre ei l-a cumpărat și a crezut că dacă îl va cumpăra, va putea face ce va voi cu el. Și așa se face că pe drum, ducându-l spre Constantinopol, l-a legat undeva de un copac și a vrut să-l sinească ca să se vârșească fapte rușinoase, nefirești cu el. Și atunci tânărul Ioan și-a dus aminte de ce a făcut David cu Goliat sau ce a făcut tânărul Nestor cu Culie, care prin ajutorul și prin rugăciunea lui Dumnezeu a putut să se biruiască pe cei care erau împotriva lui. Și la un moment dat, în moment de neatenție al stăpânitorului turc care îl cumpărase pe el, a reușit să-l omoare pe acesta. Și cei care erau în ceilalți ostași militari cu căpetenia turcească l-au luat și l-au dus la Constantinopol ca să îl dea spre judecată soției acelui aga, acelui pașe care îl fusese omorât de Sfântul Ioan, că îl pusese la aceste păcate nefirești. Și soția acestui, cuprinsă și ea de patima desfrâului și a nelegiuirii, a gândit ea că poate să-l ademenească pe românul acesta din părțile noastre ale Vlahiei, care fusese crescut în credința curată a moralei creștine, a învățăturilor pe care moșii și strămoșii săi, părinții săi, îl pusese în acest tânăr. Și atunci, văzând că Ioan nu cedează, pentru că vrea să dea pe el ca să-i fie soț ei și să păcătuiască cu el, nu a putut să-l ademenească sub nicio formă, l-a dat mai mare lui cetății din Țarigrad și să-l dea spre judecată. L-au supus, spun cronicile, și a scris viața un cronicar grec care era la curtea stăpânitorului cetății de acolo, a Imperiului Roman, a scris, există o cronică scrisă că viețile sfinților s-au scris treptat după mărturiile care au existat. Oricât ar fi fost ei de cruși, erau impresionați de credința și de moralitatea pe care creștinii o aveau. Sfântul Ioan a fost supus la chinuri cumplite și în cele de urmă, văzând că nu poate să le întuplece ca să treacă în credința lor păgânească, l-au luat și l-au spânzurat. L-au spânzurat ca să termine cu el, să creadă că prin aceasta îl vor face cumva ducându-l sau dându-i această sentință, văzând că va fi dus spre spânzurătoare, va ceda. El și-a păstrat credința lui, a rămas un model de demnitate, un model de moralitate pe care, cu care poporul român de pretutindeni se mândrește cu această verticalitate a unui tânăr. Vă dați seama, se spune că cam în jurul vârstei de 16-17 ani, cât l-ar fi ținut pe el închis, acolo 16-17 ani, în 1662, în ziua de 12 mai, el și-a dat obștescul sfârșit. Rămâne pentru noi așadar un model și rar mai sunt în zilele de astăzi asemenea oameni, în special tineri, care să nu cedeze în fața tuturor, a multor tentații care sunt materiale de ordin de foarte, foarte ciudate astăzi,
Vedeți că tinerii noștri sunt atrași pentru lucruri de nimic și cad în tot felul de păcate care afectează viața sănătoasă a unei familii și a unui neam. Așadar, Sfântul pe care biserica de aici îl are este un model de răbdare, un model de demnitate, un model de luptător împotriva păcatului. Să dea bunul Dumnezeu ca dumneavoastră, cei care ați venit astăzi, să-L cinstim și noi care ne-am bucurat aici împreună ca să fim alături la acest moment de prăzduire, când dumneavoastră din zona aceasta și noi, poporul de peste Dunăre, am fost încercați de anumite așa supărări care au venit de la Dumnezeu prin ploile acestea foarte multe care au afectat ținuturile special, ținuturile dumneavoastră. Trebuie să ne gândim că din când în când, datorită păcatelor noastre, Dumnezeu se supără și ne lasă și ia aripa sa obrotitoare de peste noi și iată vin anumite nenorociri care ne afectează. Să rugăm pe Sfântul prezuit astăzi, Sfântul Ioan Balaamul sau Sfântul Ioan cel Nou, să ne apere, să ducă rugăciunea noastră, cea de astăzi și cea de toate zilele, la Tatăl Ceresc, la Maica Domnului și să ocrotească poporul român, toți cei care vorbim aceeași limbă, fie că suntem aici, lângă, mai aproape de Dunăre sau mai departe, să ne ocrotească cu harul său, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viva înviere să ne luminăm popoare, Paștele Domnului, Paștele, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi. Doamne ajută, astăzi Biserica Ortodoxă Românească din Negotin, Sfântul Ioan Valahu, și-a sărbat oprotitorul. După cum știm, ziua de 25 mai este ziua, după calendarul cel vechi, este ziua în care este sărbătorit Sfântul Ioan Valahu. Ce importanță are Sfântul Ioan Valahu despre românii din Valea Timocului? Sfântul Ioan Valahul are o importanță deosebită pentru tot sufletul românesc de pe Valea Timocului, deoarece se face o legătură între termenul de Valah, așa cum se numesc românii din această parte, și termenul de român. Și aici aș vrea să vă vorbesc despre faptul că Sfântul Ioan Valahul își trage obârșile din părțile Ungrovlahiei sau Valahiei. Și atunci se poate pune un termen se poate pune un semn de egal între termenul de valah și termenul de român. Așadar, Sfântul Ioan Valahul este un înaintaș care face legătura între termen de valah și termen de român. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamnuiește, 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 preacuvioase Părinte, binecuvintează. Al și-a înviat din morți, Hristos al de istină, Dumnezeu nostru, pentru rugășurile preacuracei Maicii Sale, ale Sfânților și întru tot lăudaților apostolii, ale Sfântului Mucenic Ioan Valahu, crucitor acestei Sfânciei Biserici și a cărui pomenire o săvârșim astăzi, ale Întrăsfânță Părințelui nostru Ioan Gură Geaur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Întrăsfânță Părințelor noștri Irineu, Episcopul Gesirmiu, Niceta Geremesiana, Felix și Paulin Genola, ale Sfântului Părințelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ale Sfântului Părințelui nostru Andrei Șaguna, ale Sfânților Mucenicii Montanus, Maxima, Hermes, Sabina, Epictet, Astion și Alexandru, ale Sfântului Părințelui nostru Eligius Zenoion, ale Sfânților Dumnezeieștilor Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfânților să ne miluiască și să ne izbăvească pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și ne-a dăruit nouă viață veșnică, închinăm-ne învierii Lui și legea treaptă. Amin.
duhovnici, părinți și frați preoți, Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioasă Maică, Excelența voastră, domnule Petruț, reprezentantul Ambasadei României de la Belgrad, iubiți frați și surori, reprezentanți ai românilor, cum îi zic și alții, vlașilor din Valea Timocului și credincioșii noștri și frații noștri sârbi, că avem și pe ei, văd, între noi. Ne bucurăm tare mult că astăzi a rânduit Dumnezeu să ne adunăm aici, în Sfânta noastră Biserică, agitând biserica noastră după aproape 200 de ani, regicată, organizată, mai bine spus, într-un oraș din Valea Timocului, din Serbia Gerăsărit, întreaga Serbia Gerăsărit. Astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Mucenic Ioan Valacul, despre care Părinte Zorilă, consilier al Episcopiei Severinului, un părinte și frate al nostru care de la început, din vremuri grele, împreună cu Maica Stareță, de la Sfânta Ana, de la Orșova, ne-a ajutat, dintr-o parte, din țara românească, și un alt frate al nostru, din altă parte a țării mame României, părinte Mihai, de la Arhiepiscopia Aradului, care astă noapte, pe la 3, a plecat ca să poată să ajungă la noi, la Sfânta slujba asta. Arătăm și să arătăm că dintr-o parte a țării până într-alaltă de sus, românii sunt împreună. Nu putem toți să fim la un loc, dar prin reprezentanță, prin preasteamnișii, suntem una și suntem la un loc. După ce am spus despre frații noștri din țară, care sunt tare importanți pentru noi și susținerea lor și legătura noastră cu ei, astăzi aici îi avem pe frații noștri din Voivodina, din Banatul Sârbesc, care într-o delegație iar a venit astăzi, și restul suntem noi din părțile astea. Și ne poate să spună că nu suntem uniți. Ăla care nu cunoaște și nu știe. Nu e unire desăvârșită, dar asta, dacă vorbim în real, nici unde pe pământ nici nu există. Numai Dumnezeu în Sfânta Treime e desăvârșit unit și e un Dumnezeu din trei persoane. Iar noi oameni păcătoși așa cum suntem, suntem mai așa, mai uniți, dar cu distanță între noi. Noi, ca biserica neamului nostru românesc, al vlahilor, oricum vor să ne spună, noi știm ce suntem. Dorim, prin biserică, să ne mai apropiem, ori să mai micșorăm locul ăsta, spațiul ăsta, care e dintre un român până la alălalt. Și de asta am hotărât că astăzi, aici, la biserica noastră, să ne adunăm toți, să-L slăvim pe Dumnezeu, să-L cinstăm pe Sfântul Mucenic Ioan Valacu și după aia să avem o întâlnire la care o să fie prezenți toți liderii ai românilor vlahilor din Valea Timocului. Întâlnirea va fi după ce o să tăiem colacul praznicului afară pe masa aia, aici în biserică. Tot să spunem și avem unii la alții în fața lui Dumnezeu, să spunem ce are unul împotrivă unul la altul, în ce e de acord unul cu altul și să găsim o soluție prin care să facem al dintâi pași, dar pași tare pe piatră, nu pe năsâp și vin ploile și dărâmă tot, spre unirea noastră și apropiere cât mai mare de acum încolo. Dumnezeu să ne ajute, să vă rugați toți pentru noi și voi, frații din țară, pe care o să vă rog împreună cu Maica Stareță să fiți și la întâlnire, să participați, ca să fiți susținerea noastră din partea țării mame și martorii lui tot ce se va spune și tot ce se va semna la sfârșitul acestei întâlniri. Dumnezeu să ne ajute,
să ne blagoslovească, să ne îndrume și să geacă să vină vremuri mai bune pentru noi toți. Să fiți sănătoși la mulți ani. Hristos a înviat! Hristos a înviat din voi cu moartea pre moarte călcând și celor din orminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din voi cu moartea pre moarte călcând și celor din orminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din voi cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Înțelepciune girep să ascultăm Sfânta Evanghelie, pașe la tot și tot. A suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, erau scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda, având 5 pridvoare, în aștia pridvoare zășea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, că un înger al Domnului se dobăra din când în când în scăldătoare și tulbura apa și care se băga întâi după tulburarea apei, să făcea sănătos orice și boală era cuprins. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Doamne, miluiește. Dumnezeule al cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vină stăpâne la robii tăi, care se roagă ție și prin primecerea Sfântului tău Duh și sfințește apa asta. Amin. Dumnezeule al cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vină stăpâne la robii tăi, care se roagă ție și prin primecerea Sfântului tău Duh și sfințește apa asta. Amin. Dumnezeule al cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vină stăpâne la robii tăi, care se roagă ție și prin primecerea Sfântului tău Duh și sfințește apa asta. Amin. Sfânt să fie robilor tăi celor ce vor gusta din iarul, vor luva, ori să vor stropi spre alinarea duhurilor, spre iertarea păcatelor, spre depărtarea tuturor rălelor, spre tărie, vindecare și sfânțire, că s-a blagoslovit și s-a preaslăvit prea și în stâtul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea
Biserica ta păzește pe poporul tău. Hristos a înviat din mort, cu moartea pe moarte călcând, și celor din pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne...